Bună ziua, doamnă și domnule Romda Popescu, sunt urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă spun încă de pe acum, de la început, că nu am terminat de discutat despre cele 260 de milioane de euro care în următoarea perioadă vor intra în județul Vâlcea prin intermediul megaproiectului de apă și canalizare Adiapa prin Păim, un proiect pe care mulți îl credeau mort. Banii aceștia, cele 260 de milioane de euro, se considerau a fi fost pierdute la un moment dat. Iată că s-a reușit deblocarea situației. PSD-iștii și liberalii, atât PSD-iștii cât și liberalii, își arogă meritele rezolvării acestei situații. Adevărul, doamnă și domnule, știți că este întotdeauna undeva la mijloc. Încerc astăzi să aflu unde este adevărul pe axa timpului, ca să spun așa, cu deputatul PNL, Laurențiu Cazan. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Sunteți unul dintre cei care ați susținut proiectul ăsta fără doar și poate și știu că am tot discutat că dumneavoastră considerați că acum câteva luni aveam un termen de 31 martie, mi-am aminte, da. Nu? Da. Așa, și spuneați, haideți că poate nu se pierd banii. Corect. E un proiect asumat de către organizația PNL Vâlcea. Știți foarte bine și dumneavoastră din comunicările publice pe care le-am avut și din susținerile publice că acest proiect a început să fie deblocat în anul 2019, atunci când Partidul Național Liberal a venit la guvernare. Era un proiect al cărui status era de aproape 40% la momentul respectiv în 2019 și pe care, împreună cu colegii mei, domnul președinte Cristian Buican și doamna senator Claudia Banu și cu alți colegi din organizația județeană, am pus umărul și am deblocat încetul cu încetul acest proiect. Da. Sunt persoane care eu aș vrea să le mulțumesc public, pentru că știu că sunt oameni care au tras ca și cum ar fi un proiect de-al lor personal. Și aici discutăm despre domnul suprefect Victor Stănculescu, care a muncit în ultimul an de zile aproape săptămânal la acest proiect, și de un om care nu e din județul Vâlcea, e din județul Sibiu, fostul secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, domnul Cristi Roman, om care vrea să-i mulțumesc personal pentru acest lucru, pentru că a fost un om care și-a dedicat timp de 3 ani de zile deblocării acestui proiect. Bun, ar trebui, cred că, să-i menționăm și pe primarii care au rămas și în primarii această care au rămas, asociație, că primarii care au rămas în această asociație și care au crezut în fonduri europene și nu au fugit din acest proiect pentru a beneficia de banii guvernamentali. Și nu mi-au fost și dați afară de către consultant, nu trebuie da? Să spunem adevărul. Deci unii au fost dați afară, da? Pur și simplu au fost scoși din proiect. Cumva pentru că lucrurile nu mai corespund... Nu mai erau actuale. Exact, că da. Din 2014 până în 2019 acest proiect a stat, a stagnat. Bun. Deci avem 8 ani de zile. 8 ani de zile, da. 8 ani de zile de stagnare, un proiect... Dar cum se poate întâmpla așa ceva, domnule deputat? Cum să blochezi un proiect 8 ani de zile? Lipsă de interes. Din partea cui? Din partea celor care au condus Ministerul Fondurilor Europene până în 2019. Că totuși, autoritățile locale, autoritățile din Vâlcea au mai mișcat lucruri, hârtii, au mai... Domnul ministru al Fondurilor Europene, domnul Boloș, de când a venit, a considerat că acești bani sunt foarte importanți pentru România și nu neapărat pentru județul Vâlcea. De în ultimele 6 luni de zile s-au deblocat peste 6 proiecte, da, pentru astfel de 6 proiecte la nivel național. Deci discutăm de Prahova, Iași, Paremise, Deva, Hunedoara, am cer scuze, din câte știu eu și ce am văzut în ultimele 2 sau 3 luni de zile au fost deblocate. Deci, iată că se poate. Se poate, da. Vă întreb, domnule deputat, pentru că am văzut foarte multă activitate și în zona politică. Domnul Buican a ieșit în zilele acestea public pe rețelele de socializare foarte caustic, arătând cu degetul către alți lideri politici cu școală la barieră. Care să fi fost motivul supărării domnului Buican? Păi, la moment, când dădeam telefoane și încercam să-i luăm colegii de alianță să vină să tragă la aceeași căruță pentru a debloca acest
proiect, mi se spunea că mortul de la groapă nu se mai întoarce. Inclusiv dumneavoastră îmi spuneați în emisiune, domnule, da, se mai da, face. Eu cred că eu sunt da, sceptic, că eu, toată lumea credea acest proiect mort. Doar noi am crezut în el și am făcut tot ce e posibil să-l aducem la... să-l scoatem la liman acest proiect. Și iată că l-am scos și suntem mândri pentru asta. Așa cum spuneam în campania electorală, în 2020 vrem să asigurăm oamenilor din județul Vâlcea cele mai bune condiții de trai pentru ei și de ce nu în viitor să avem și o dezvoltare economică foarte bună. Să nu fim cel mai frumos județ din România, să nu ajungem să rămânem cel mai sărac județ din România. Pentru că trebuie să spunem adevărul, nu? Suntem penultimul județ din România ca și nivel de trai. Corect. Avem salariile cele mai mici aici în Vâlcea. Da. Și de asta spune mult despre situația economică în care ne aflăm. Haideți, aș vrea să punctăm, dacă tot am ajuns în zona asta, o chestiune despre ce se întâmplă cu drumul acela expres Găneasa-Drăgășan, Drăgășan-Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea-Ticveni. E vorba de 100 de kilometri care și specialiștii spun, da, și nu numai, că ar putea să pună județul Vâlcea pe harta economică a Europei, iată, pentru că se deschide cumva Vâlcea. Se deschide Vâlcea. Acum două săptămâni la dumneavoastră în emisiune, în premieră, v-am spus că am avut o discuție. Da, dar era așa. Eu nu vorbesc prostii. Așa cum v-am spus și de proiectul de apă și canalizare că se va finaliza, așa vă spun că și acest proiect se va finaliza. Și în curând o să vedeți aceste aspecte. Astăzi președintele Cristian Buican a publicat pe Facebook un anunț prin care aducem la cunoștință vâlcenilor că Ministerul Transportului a scos la licitație studiul de prefezabilitate și discutăm despre acest proiect care va lega Găneasa de Ticveni prin județul Vâlcea, un drum expres. Da, da, avem și pe plasmă, nu știu cât de bine se vede, da. Dar iată, e... La întâlnire, un tronson rutier foarte, foarte important. Mai este o fotografie mult mai relevantă decât aceasta, dacă ați putea să da, o puneți. Da, cred că o să-i rog pe colegii mei aceasta. Da? Uite, și că se vede foarte bine. Se vede foarte bine. Pleacă așa. Din A1 din Pitești-Sibiu, de la Ticveni, trece prin Golești, Râmnicu-Vâlcea, de la Râmnicu-Vâlcea va lega Drăgășaniu și de la Drăgășani Găneasa. Este un proiect... Să spun, noi vă spunem sincer, noi ne-am dorit să avem decât acea inițial, am mers și ne-am bătut pentru acea bretea de 12 km, care nu ne prezintă cine știe ce. Dar domnul prim-ministru și președinte al partidului Ciucă a zis, domne, vă dau mai mult. Încerc să fac în așa fel încât să leg Craiova de autostrada Pitești-Sibiu. Și okay. Cred că vom deveni cel mai important pol de dezvoltare economic între 2024 și 2030. Eu așa văd. Dacă începem și lucrăm la asta, la acest drum expres... Când ar putea să se întâmple lucruri? Adică să vedem și noi că se întâmplă lucruri. Adică proiectul să nu rămână doar așa pe hârtie. Pe hârtie arată foarte bine. Eu vă spun că la sfârșitul 2030 cred că vom avea și licitate loturile... 2023, încerc scuze. În 2023 vom avea licitate loturile pentru tot ce înseamnă acest segment de drum, adică Găneasa, Drăgășan, Drăgășan, Râmnicu-Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, Ticveni. Da. Și cu autorizații sau ordine de începere ale lucrărilor date. Nu știu dacă pe toate, dar mare parte, în 2024 vom merge în campanie electorală cu această realizare noastră, care sper să ne scoate din sărăcie. Da, este important pentru că până la urmă situația economică este cea care primează atât la nivel micro cât și la nivel macro, da? Fie că te referi la bugetul unei familii, fie că te referi la bugetul unui județ, important este să se creeze plus valoare și da, drumul acesta ar putea să creeze plus valoare, să vedem și dacă el se concretizează așa cum dumneavoastră ați spus acum. Mai avem astăzi, domnule Cazan, o chestiune foarte importantă, zic eu, că s-a întâmplat, președintele României a semnat decretul pentru promulgarea legii aceea care vizează
faptul că acei condamnați penali nu mai pot, care au condamnări penale, nu mai pot să candideze la alegerile locale și parlamentare. Este vorba de condamnați penali, cei care au săvârșit infracțiuni împotriva minorilor. Deci, nu știu, da, e posibil dacă useriștii vă corectează. Useriștii, ei de când au e proiect, un proiect de lege depus în Parlament de o colegă de-a noastră de la USR, dar de când a trecut și a fost votat în Parlament, ei vin și spun fără penal în funcții publice. Dar este vorba, trebuie să precizeze, cei care au fost condamnați penal. Bun. Pentru infracțiuni săvârșite împotriva minorilor. Deci să înțelegem că doar genul acesta doar de infracțiuni intră în lege, pentru că care noi am subiect văzut. Pasiv sunt minori. Adică cei care au suferit de aceste infracțiuni sunt minori. Domnule Cazan, acum două săptămâni când mai discutam de subiectul ăsta, intrau și infracțiunile de corupție. Eu știu că nu doar atâta este, nu știu de infracțiunile de corupție, fine, așa vă spun. Verificăm. Oricum, e clar, președintele Iohannis a votat legea, ea este în vigoare și până la urmă e un succes al USR? Este. E un succes al întregii clase politice, să știți că în coloratura politică USR nu poate să treacă un astfel de proiect legislativ. Au mai fost și alți colegi de-ai noștri din Camera Deputaților și de la PSD și de la PNL și de la Senat care au semnat acest proiect de lege și mi se pare normal. Eu nu cred că cei care beneficiază de minori traficați sau abuzează sexual sau fizic minori să li se permită să aibă acces în funcții publice. Da, așa deci, este. Acum discutăm despre chestiuni care nu sunt un exemplu de moralitate și nu cred că astfel de specimene ar trebui să ocupe locul pe un buletin de vot. Categoric. Asta este categoric și până la urmă e bine că s-a întâmplat așa. Haideți să trecem un pic în zona politică, pentru că și pe acolo se întâmplă lucruri. La dumneavoastră deja, la dumneavoastră la PNL mă refer, deja ați demarat competiția internă în interiorul partidului pentru alegerile din 2024. Am demarat competiția internă și pentru Consiliul Județean și pentru Parlament. În momentul de față am finalizat alegerile și pentru organizațiile profesionale, tineret, femei și astăzi, după emisiunea la dumneavoastră, o să avem alegeri pentru Liga Aleșilor Locali. Suntem în termen cu toate aceste acțiuni și ne pregătim intens pentru alegerile din 2024. Da, Liga Aleșilor Locali este un organism foarte important. Foarte important, foarte important. Aici avem primarii care sunt coloana vertebrală a organizației noastre politice și numai a dumneavoastră. Nu numai, așa. Peste tot, în oricărei organizații, oricărui partid parlamentar. În teritoriu, primarii sunt cei care sunt astăzi baza. Astăzi aveți alegeri. Și astăzi avem alegeri, da. Așa, și ce se întâmplă acolo? Cine vom alege un președinte, avem decât un singur candidat, domnul George Gângu, primarul de la Bujoreni. Da. Și vom vedea dacă se mai înscrie cineva până când încep alegerile. Dar în principiu cam lucrurile stau așa cum trebuie. Domnul Gângu a ocupat această funcție și interimare și s-a descurcat foarte bine. Da, e destul de implicat. Și este destul de un implicat, activ, prezent la toate evenimentele, susține organizația noastră și eu cred că e o alegere bună pentru noi. Mai ales că a făcut lucruri foarte bune în Bujoreni și se poate observa și dezvoltarea economică. Aveți și primar de oraș, adică ei nu intră în zona aceasta. Primar bun de oraș, primarul de la Bălcești, primarul de la Brezoi, îmi vine acum în cap. Așa, pe repede înainte. Mă rog, astea sunt discuțiile noastre interne. Eu m-aș bucura că ei să se implice, dar nu prea doresc să-și asume și implicare pe acest fel de funcții politice. Bine, acum primarul de la Brezoi și președintele ADIAPA, câte să facă? Câte să facă, exact. Da, adică e și la ADIAPA, acolo chiar se întâmplă lucruri și trebuie să fii foarte atent, mai ales că nu se pot
din ce mi-aduc eu aminte, nu poți să miști absolut nimic dacă nu ai o hotărâre de Consiliul Local dintr-o localitate membră da. La DIAPA, da. Oricum, și domnul Șel, că am uitat să-l numesc, și domnul Șel și domnul Florescu de la Apavil, în ultimii 2 ani de zile s-au comportat exemplar și au pus umărul la finalizarea acestui proiect. Dacă mai discutăm despre chestiile astea. Da, așa este. Bun, deci Liga Aleșilor Locali, deci vă pregătiți cumva intens. Ne pregătim de alegerile din 2024. Da. Cât de importantă este structura asta, Aleșii Locali? Este importantă, ea reunește toți consilierii locali, consilierii județeni, consilieri municipali, primari, viceprimari. E importantă. Deci sunt practic toți oamenii care contează într-un toți partid. Toți oamenii care contează într-un partid, mă rog. Și toți oamenii care sunt responsabili de atât de administrația publică în localități, cât și de mesajul pe care îl transmit în politic, pe care îl transmit în localitățile respective. Acum avem cu ce să se mândrească cu noi. 260 de milioane de euro apă și canalizare. Mai încă facem drumul expres. Aveți deja de povestit. Peste 2 săptămâni o să mai vin cu un proiect important la dumneavoastră, da? Care se va finaliza pentru o anumită zonă din județul Vâlcea. O să vedeți. O să facem lucruri importante. Lucruri care contează pentru oamenii din acest județ. Da, important ce spuneți și așa e. Cred că prima dată trebuie mișcată căruța aceasta economică. Că ea, ani de zile, în județul Vâlcea a fost împotmolită, ca să zic așa, dacă nu împiedicată. Păi asta e viziunea noastră. Fără o dezvoltare economică nu poți să creezi progres în comunitatea în care lucrezi. E normal lucrul ăsta. Dacă nu ai bani, nu ai investiții în infrastructură, nu îți vin investitori, că noi discutăm despre Uniunea Europeană, nu creezi spațiu necesar pentru ca societăți comerciale care plătesc salarii mai mari să vină, să se relocheze sau să-și deschidă facilități de producție în județul Vâlcea. Dar domnul Părvulescu, spre exemplu, la Liga Aleșilor Local nu servește? Nu știu. O să fie prezent. Am înțeles. Face parte din echipă. Da? Da. Despre asta aici vroiam să ajung, că da, ideea, parte din am luat un pic pe, v-am luat așa prin învăluire. Haideți să vorbim un pic și despre sondaje. Care sunt? Și dumneavoastră ați făcut sondaje la PNL, că e normal să faceți. Da, dar nu avem rezultatul până în momentul de față și n-am ce să vă spun. Dacă le-aș avea, v-aș spune. Procedura noastră este următoarea. Așa. Organizația Națională vine și face sondajele și după ce vom avea rezultatele acestei sondaje, o să mergem și o să discutăm împreună cu președintele și cu secretarul general al partidului situația din județul Vâlcea. Da, sunt sondajele acestea unelte importante în următoarele decizii politice? Dacă vrei să te minți, de ele pot fi și un instrument de manipulare. Dacă vrei să te minți, poți să vii cu tot felul de sondaje aberante. Că nu e, depinde și cine le face și cum le face, toate lucrurile astea pot fi. Dar dacă vrei să trăiești în realitate și să vezi cum stai, ca să vezi cum te poziționezi pe anumite subiecte, care este, dacă oamenii apreciază ceea ce tu ai făcut pentru ei, dacă sondajul începea, să zic, pe săptămâna viitoare, cu siguranță scorul partidului era unul mult mai mare, având în vedere impactul investițiilor care urmează să fie făcute de către guvernul liberal. Și aici nu spun ca să spun, domne, sunt ai mei. Nu, domne, dar avem premier liberal. Țineți minte când a venit domnul Ludovic Orban la prefectură și a semnat documentul care a deplogat acest proiect. Florin Câțu a fost, să nu uităm și pe Florin Câțu, ministru interimar la fondurile europene. Și vă spun, în fiecare săptămână, când avea ședința de lucru, eu îi suna pe domnul, îi punea oamenii din birou să sune pe domnul Florescu și pe domnul Șel, să spună care sunt etapele care s-au parcurs în săptămânal. Deci au fost oameni care s-au implicat în acest proiect. Da, păi plecaserăm de la sondaje și am ajuns la proiect. Bun, ok, păi am ce să spun. Da, dar nu mă pot opri. Să ne întoarcem la aceste sondaje, că ele sunt importante, la oamenii care, iată, vor să intre în sondaje, lideri PNL care, mă rog, lideri sau mai puțin lideri, care vor să fie și pe acolo. Păi au intrat deja, toți cei care au dorit au intrat în sondaje. Bun, și
Ce înseamnă această competiție internă? Ce presupune ea? Pentru alegerile parlamentare presupune depășirea scorului la alegerile locale din 2020. Deci fie cei care și-au asumat să candideze pentru parlamentare trebuie să ia un număr de localități, în speță 8 sau 9 localități, și se va compara progresul cu alegerile din 2020. Adică scorul politic în localitatea respectivă. Așa. Pe care o coordonezi. Bun, dar până să ajungi la scor politic, trebuie să te înscrii. Trebuie să te înscrii, asta zic. Da. Deci cei care vor să... Stați puțin, poate n-am pus eu întrebarea cum trebuie. Cei care vor să candideze, iată, la alegerile locale, haideți să începem cu alegerile locale, ce trebuie să facă? Păi nu discutăm despre locale, că nu avem partea asta de locale. Nu discutăm despre parlamentare și Consiliul Județean. Bine. Dar asta le-am discutat. La parlamentare s-au înscris colegi de-ai noștri și au luat zone de care răspund. Aha. Da? A, bun. Și atunci luați în calcul rezultatele de la locale? De la locale care politic. Alegerile locale sunt înaintea celor parlamentare. Exact. Pe această premiză. Exact. Dar dacă sunt în același timp, ce ne mai facem? Nu o să fie în același timp. Nu sunt în același timp. Știți, din păcate nu o să fie în același timp. Ok. Da. Deci în 2024 o să avem 4 rânduri de alegeri cu siguranță. Europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Nici parlamentarele și prezidențialele nu se vor... Nu se pot. Uni. Nu. Ce se poate uni, sunt doar localele și parlamentarele, atâta. Și dumneavoastră spuneți că nu. În momentul de față nu sunt șanse. Adică nu s-a ajuns la un acord în coaliție pentru unirea celor... Dar dacă tot vorbim de coaliție, domnule Cazan, care este statusul coaliției PSD-PNL la Vâlcea? Care este... Ea funcționează? Vă întâlniți? PSD-și cu liberali? Suntem între puținele județe din țară care nu am semnat un astfel de acord de coaliție. Deci nu avem un protocol semnat. Uh-huh. Bun. Nu ne înțelegem, nu e niciun fel Nu vă înțelegeți. Nu, e greu să fii partener. E greu să fii cu partener, greu că să fii cineva partener care te lovește, îți dă la geoale, spune piedici. E cam greu, ca în viața de zi cu zi. Eu cred că oamenii înțeleg lucrul ăsta. Dar nu contează. Pentru noi nu împărțim județul în peneliști, pesediști, useriști. Pe noi ne interesează interesul pic, lor. Domnule Cazan, și lucrurile sunt... Vom face proiecte care să... Nu sunt care chiar să... așa de simple cum le vedeți dumneavoastră. Pentru că, spre exemplu, uite, proiectul ăsta de 260 de milioane de euro, în mod normal, trebuia să ieșiți public și să-l prezentați împreună. În mod normal. Nu avem cum. Nu aveți cum. Nu. De ce? Nu aveți cu cine? Nu avem cum. Mai nu multe sunteți detalii. Pe aceeași lungime de undă cu PSD-iștii? Nu suntem. Sau vorbim de antipatia care există între cei doi lideri PSD și PNL? Nu, e clar nu, că au fost nu, și atacuri, adică... Nu e, haideți, nu minimalizați, că nu e minimalizăm, dar vă spun un asta. Atâta timp cât există un război, nu între cei doi lideri. Noi nu sunt... Această problemă mai e și în alte județe. Mai sunt câteva județe în care nu ne înțelegem. Nu vă înțelegeți. Dar nici n-ați încercat să vă înțelegem. Am încercat să ne înțelegem, dar nu pot să... face un parteneriat cu cineva care nu se ține de cuvânt. Da, interesant. Asta cumva, vedeți, alții în alte județe trag împreună pentru povești de genul, pentru investiții, pentru bani, pentru noi PNRR, tragem pentru... Unii tragem singuri. Noi tragem singuri. Noi tragem singuri. Asta este. Nici nu se întrevede. Aștept și eu de la colegii mei de la PSD să vină cu un proiect așa important. ADIAPA, drumul expres, că asumat de mai mult timp. Și eu vă spun că eu îl susțin. Da, foarte interesant. Păi nu, dar poate știți dumneavoastră un proiect major pentru județ făcut de către... sau asumat sau scos la în dezbatere publică de către colegii mei de la PSD. Deocamdată, haideți să rămânem în zona aceasta concretă, da? Și acești 260 de milioane de euro sunt o poveste reală, adică nu... E un adevăr. Da, este important. Bun, haideți să vedem
Urmează două luni, nu mai e mult, se termină anul, nu știu cum am reușit să ajungem la final, și la finalul lui 2022, noiembrie și decembrie, o să aveți un calendar politic aglomerat, mai puțin aglomerat? Probabil o să-l avem aglomerat pentru că ne dorim ca în luna decembrie să avem legea bugetului votată și adoptată. Ar fi minunat ca această lege a bugetului să ajungă în Parlament într-un timp decent. Într-un timp decent și anul trecut am făcut tot la fel și asta este un beneficiu al acestei alianțe, pentru că de fiecare dată putem să spunem și lucrurile bune. Venim cu o majoritate solidă, da? Putem să venim venim cu legea bugetului în Parlament, în decembrie să fie votată și adoptată, astfel încât tot mediul economic să aibă o predictibilitate pentru anul următor. Să avem bugetele făcute din ianuarie, să nu mai stăm, știți, dumneavoastră, că înainte să stăm și în martie. Și în mai, s-a ajuns acum 3 sau 4 ani. În 2019, în martie, s-a votat bugetul. Și a fost într-un an în care bugetul a venit în mai. Deci a trecut de președinte în mai. Adică nu poți să previzionezi nimic, nu poți să faci nimic. Mai era o chestiune iară foarte importantă cu impact major asupra mediului economic, dacă vreți, creșterea acestui salariu minim pe economie la 3.000 de lei. O poveste cu dus și întors, domnule Cazan. Cine plătește? Despre ce vorbim? Că totuși și dumneavoastră proveniți din zona de business și chiar dacă astăzi sunteți parlamentar, știți cum funcționează lucrurile. Cum funcționează lucrurile. Da? Avem o problemă reală și nu avem nicio altă soluție decât să mărim salariul minim pe economie. Pentru că noi prin PNRR, până la sfârșitul lunii martie, trebuie să adoptăm legea salarizării unice în sistemul bugetar. Așa. Și dacă în urma adoptării acestui legi urmează să crească salariile în sistemul bugetar, noi nu putem să lăsăm mediul economic în spate. Și atunci trebuie să venim cu majorare masivă a salariului minim pe economie. Cine plătește? O să găsim soluții. Întrebarea de bază, că cumva este, această decizie politică, da? Impactează mediul economic privat și vii și forțezi mediul privat să mărească aceste salarii minime, să mărească salariul minim la 3.000 de lei și contribuțiile sunt plătite tot de oamenii de afaceri și de businessurile respective și cât să mai produci ca să poți să ca tu să-ți permiți să-i dai omului acela 3.000 de lei în mână și tu să ai plus valoare. Deci nu sunt un om care se pricepe foarte bine la chestiuni care țin de salarizare, dar personal cred că statul ar trebui să reducă contribuțiile pe muncă, astfel încât să-i permită angajatorului privat să dea bani în mână, să dea bani net mai mulți angajatului. Este singura soluție. Altă soluție nu avem. Ar fi ideal, dar la cum am văzut eu ieșită propunerea din zona Ministerului Muncii de pe la domnul Budei de acolo, lucrurile sunt complicate. Și tot pe umerii afacerilor private și pe umerii oamenilor domnul de afaceri. Domnul Budei trebuie să, înainte de legea salarizării unice, trebuie să rezolve problema să mărească pensiile cu 15%, așa cum i-am solicitat, că domnul a ieșit. Vedeți, e greu să faci o alianță cu cineva care merge la protest împotriva propriului guvern. Da. Dați seama, și a pus un tricou cu stop 8,5 și eu sunt de acord cu acest 8,5, dar și ca metodă, da, cu stoparea acestui 8,5 din PNR, să nu oprim mărirea pensiilor, pentru că sunt oameni care au nevoie de acest categoric. Categoric. Da, deci ei nu au. Domnule, nicio avem o lege. Deci avem o lege. Ele pensiile trebuie să ajungă să crească per total cu 40%. Este noi, o lege în România care nu din 2019 am mărit prima dată cu 10%, a doua oară cu 12% și acum solicităm sau nu, ne dorim mărirea cu 15%. Bun. Adunați dumneavoastră, vedeți că o să adunăm într-o altă emisiune. Mulțumesc tare mult pentru prezență, domnilor, alături de mine. A fost deputatul PNL Laurențiu Cazan. Eu sunt Magda Popescu. Vă doresc un weekend minunat. Ne revedem luni de la 15:15. La revedere!